fără nicăieri, să prind. Bună seara și bine v-am regăsit. Stai, eu nu ți-am spus că. Dar poate te apropii cumva. Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul cu Helga. Invitatul de astăzi este binecunoscutul jurnalist Gheorghe Gonța. Bună seara! Bună seara, Olga! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Eu mă bucur că tu ai acceptat invitația și ți-ai făcut timp pentru Adevăruri. Așa, printre altele, cum ai ajuns ușor, repede, cum ți se pare Chișinăul? Am ajuns așa cum am vrut să ajung. Eu programez fiecare minut, fiecare oră. Chișinău îmi pare, tu ai emoții din cauza mea sau emoții din cauza emisiunii? Mă uitam la tine și n-am văzut apa. Chișinău, așa cum a fost în timpul lui Dorin Chirtoc, așa este și în timpul lui Ion Ceba. Lumea spune că se văd mișcări, în bine, dar asta lasă o judece chișinăuienii. Eu o să i-am invitat la mine la emisiune și pe unul și pe altul, așa că trebuie să mă absent la comentarii. Dar Chișinău, așa cum este, de foarte mult timp. De foarte mult timp și nu sunt schimbări. Parcă sunt, dar toți e așa. Toți care vin spun că eu am adus schimbarea, numai că asta se observă post-factum, deja după ce pleacă de la putere. După asta se recunoaște mai departe. Să vedem. Pentru început vreau să te rog să-ți faci o scurtă autobiografie care s-a rezumat la 30 de secunde, aproximativ 30. Cine este Gheorghe Gonța? În martie fac 37 de ani, sunt jurnalist din anul 2006. Am mers pe toate treptele, reporter, până am ajuns să stau într-un fotoliu foarte confortabil, mie și lumea ironizează deseori pe seama asta, dar nu o fac intenționat. Mă trez emisiunea Puterea 4 din anul 2012, cu o pauză de un an. Vin aceiași invitați care vin la toate celelalte emisiuni, cu nimic nu se deosebește de alte emisiuni, pur și simplu, probabil, diferența ar fi că toți pentru mine sunt egal și nimeni nu este mai deștept decât celălalt invitat. Pe toți îi abordez corect, cel puțin așa vreau eu să cred. Unii spun că așa este, alții cred că nu este, dar fiecare are părerea sa. Am doi copii, am o nevastă pe care o ador și mulțumesc că tot e bine. Pentru că tu ai început mare parte să faci descrierea, îți faci autobiografie și din cu meseria ta de jurnalist. Vreau să încep de la ce este astăzi jurnalismul și dacă mai este câinele acela de pază de care vorbeam, sau Puterea Patra, în cazul tău, pentru că și emisiunea se numește Puterea Patra, mai este Puterea a Patra și ce rol joacă jurnalistul? Presa, într-adevăr, este o putere foarte mare și în orice stat al lumii, sau ce opțiune, în orice stat normal al lumii. Noi avem uneori așa o putere că putem lenșa pe oricine, dar putem și din nimic să-l facem erou național. Este adevărat că noțiunea asta cu câini de pază, da? Domnul Muroian uneori a avut dreptate când i-a numit câini turbați, periculoși uneori pentru societate. Și asta el a avut perfectă dreptate, pentru că foarte multe elite politice își au proprii câini de pază care latră și mușcă în favoarea propriului stăpân și ei se auto-intitulează cei mai independenți de trei independenți. Și asta așa e de ironic să vezi dintr-o parte. E amuzant să vezi dintr-o parte. Pentru că eu am înțeles de mult un lucru de că nu crez în presă. Cu cât mai tare se strigă că noi suntem presa independentă sau anumită instituție, cu cât mai tare depinde ea financiar de o anumită structură. Politică, ambasadă, și nu contează din care parte a lumii, est sau vest, nord sau sud. Așa că rolul ăsta când își asumă prea mult anumite instituții mass media sau anumite jurnaliști, că ei reprezintă adevărul, că ei spun adevărul doar, că ei n-au propria părere,
pentru că ei sunt cei mai corecți dintre coreiți, chiar dacă corect n-are drept de comparație. Jurnaliștilor? Politicieni. Păi de aici vrem să... Puterea... Tu ai zis că jurnaliștii sunt puternici, da? Au un rol important, puternic în societate. Cine le dă puterea? Politicienii, exact așa cum se întâmplă în toate casele mari ale lumii. Dumneavoastră, ați văzut scandalul de acum dintre Biden și Trump. Da, CNN-ul freca de Doamne ferește pe Trump. Doamne, extraordinar ce făcea din el. Și după care americanii difuzează comunicatea de presă. Noi pledăm pentru o presă independentă în Republica Moldova. Dar ce înseamnă independență? Noi vrem să înțelegem ce înseamnă independență. Când instituția mass media, una sau alta, spune clar, noi susținem în această campanie pe Xulescu, dar noi pe celălalt îl susținem. Înseamnă că aici deja nu ești independent. Dar la tine în țară, asta se numește independență, când instituția mass media zice că eu îl susțin pe Trump, dar eu îl susțin pe Biden. Apropo, ce... Deci asta se numește dubli standarde. Duble standard. Ceea ce se întâmplă acum dar Rusia. Dar pentru că noi trăim în banii lor, da. Banii lor, noi trebuie să spunem că da, astea sunt duble standarde, mulțumim frumos, iertați-ne că suntem proști. Ce se întâmplă unde? În Rusia acum, dar ce se întâmplă în ceea ce privește jurnalismul. Tu ai dat exemplu în America, dar în Rusia nu tot același lucru se întâmplă. Și în Rusia este exact aceeași situație. În Rusia pe mine mă amuză cazul Navalny pentru, în opinia, foarte multor cetățenii noștri care îl fac pe el erou. Dar ție cum ți se pare? Dacă ce ocazie el îmi spune mie că regiunea transnistreană a țării mele trebuie să fie independentă și eu trebuie să-l aplaud și trebuie să plâng de dorul lui că pe nu să l-a încarcerat? Asta e problema ta că te-a încarcerat. Tu cu ce ocazie te dai cu părerea despre țara mea? Eu sunt total de acord. Așa. Aici susțin și rezonez cu părerea ta. Dar aici noi vorbim de totul altceva. Ce de faptul că un om, nu contează cum îl cheamă, este închis pe nedrept. Olga, aici, asta e Rusia. Aici e o chestie. Asta e Rusia. O țară care oricine va veni la guvernare acolo, inclusiv Navalny, tot așa va fi. Pentru că asta e un sistem... Aici e altă întrebare. Altfel nu poți. Rusia nu ar putea exista ca stat dacă ar fi altfel. Este imposibil. Și sancțiunile astea... Vă puneți vreodată întrebare, dar ce nu îl sancționează pe Putin? Pentru că pe Putin nu se poate. Ei, aici eu cred că încă e discutabilă chestia asta și încă o să mai vedem și o să mai fie surprize. Eu vreau să revin la meseria de jurnalist și vreau să te întreb, tu, de când activezi în domeniul dat, cunoști un jurnalist echidistant, model pentru tine? Model pentru mine? Înseamnă că un model de echidistanță și corectitudine. Pe parcursul anilor, da, vedeam. Dar dacă apăreau niște campanii electorale, un pic mă dezamăgeau unii sau alții. Cineva care are o imagine ireproșabilă sau relativ, că noi nu suntem oameni ideali ca să fim și jurnaliști ideali. Dar nu așa. Vreau să laud pe nimeni. Nu cred că cineva merită. Nu merită. Și sunt foarte mulți de treabă, dar toți au propria viziune. Și în textele lor își bagă propria viziune, mai ales în campania electorală. Și o bagă destul de agresiv. În opinia lor o fac foarte deștept, iar cei care cât de cât au mai citit alfabetul până la litera 8-a, își dau seama că aici e vorba de manipulare și nu e vorba deloc de echidistanță. Atunci, de ce mai faci meseria asta de jurnalist dacă e atât de neechidistantă și necorectă sau pur și simplu e o meserie ca oricare alta? Mie îmi place ceea ce fac eu. Și din cauza faptului că alții nu fac... Stați un pic, eu n-am spus că eu sunt vac sfânt. Ai mi-ai spus asta într-o emisiune, că nu ești vac sfântă. Eu am anumite viziuni, uneori pe unul cred mai ipocrit decât altul, ori pentru mine toți sunt de o teapă și de o mamă, pentru mine mari diferențe între ei noi. Doar că unii sar prea tare calul, dar alții un pic mai puțin. Uh-huh. Dar am și eu părerea mea. Eu încerc să-mi o țin pentru mine. Eu încerc chiar și cu postările pe Facebook despre situația care se întâmplă, de exemplu, în ultima vreme. Da? Noi avem un mic scandal la Chișinău, nimeni nu înțelege cine guvernează, cine vrea să guverneze, cine vrea să majoreze pensiile și nu știe ei cum, e nevoie de doamne, când îi văd pe toți ăștia. Și eu încerc să mă abțin de la comentarii pe același Facebook, da? Pe rețele de socializare. Da. Nu vreau să mă dau cu părerea, pentru că dacă m-aș da, eu ar trebui să iau parte neapărat unuia sau altuia. Și tătoria mea, eu mai bine chem la emisiuni fiecare dintre participanții la acest conflict, la aceste conflicte care niciodată nu se încheie, și adresez întrebările așa cum vrea eu să le adresez. Dacă el are cap, el răspunde cum trebuie să răspund. Dacă nu,
Ce compromis? Ce compromis n-ai face niciodată? În meserie de jurnalist, nu mă refer în viața personală. Probabil n-aș munci niciodată pentru televiziune de partid. Ori oferte de astea am avut întotdeauna. Dă-i câteva exemple de televiziuni de partid. Ei sunt colegii mei și eu pe toți respect. În orice tabără ar munci ei. În orice tabără ar munci ei. Okay. Eu pe ei înțeleg. Ce înseamnă pentru tine autocenzura în cazul dat? Mie, de exemplu, nu-mi plac întrebările despre bani. De ce? Iată, să admitem că eu stau cu un iPhone de 1000 de euro. Și eu îl chem pe invitat și îl întreb. Ai, 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 dar de unde dumneavoastră vă permiteți iPhone 13? Ia spuneți-le dumneavoastră că aveți un salariu de 10.000 de lei. De parcă jurnalistul ăla trăiește exact în baza salariului care îl ia. Nu. Nu. Dar și noi știm foarte bine. Dar majoritatea cum trăiesc. Trăiesc foarte bine. Dar la TV fac o mutră de asta. Doamne! Președintele Dodon, sau președintele Sandu, sau președintele Năstasă, sau președintele Usatăi, sau Taubăr are 3 telefoane. Taubăr a fost recent la o emisiune. Noi, colegii din presă, am făcut știri despre asta, că ea avea 3 telefoane pe masă. Pe bune, voi vorbiți serios? Noi avem oameni care mor de foame și așteaptă niște răspunsuri la întrebări. Da, corect. Și lor, Sara le se dă știrea. Marina Taubăr are 3 telefoane. Asta eu mi-am adus aminte recent, este primul nume pe el, da? Și câteva instituții mass media de al de noi, noi am dat subiect pe tema asta. Înțelegeți cât de tare noi am degradat în general? Aici sunt de acord că nu e chiar un subiect de știri, asta cine a făcut reporterii știe că nu este subiect de știri. Dar pe de altă parte, eu cred că e ok să întrebăm, cel puțin să întrebăm ca să simtă ei cumva dar nu doi, doi bani, dacă își primiți până telefonul pe masă, eu vă asigur indiferent. Păi dar cu lucrurile trebuie să schimbi. Sau jurnalistul nu trebuie să întrebi de unde tu îți permiți Porsche Cayenne când ești, de exemplu, consilier municipal și ai fost pretor 5 sau 10 ani. De acord. Aici e chestiune care nu despre fleacuri, dar nu despre fleacuri. Când tu tot ai Jeep Cayenne, ai Porsche Cayenne, sau cel puțin un piculeț mai micuț, noi doi n-avem, dar o să avem. Un piculeț mai micuț și facem mutra asta foarte serioasă. Ai, 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 dar de unde tu ai? Hai să ne uităm la veniturile tale. Hai să ne uităm la veniturile tale, nu vorbesc de tine. De ipocrizie. Da, tu vorbești acum de ipocrizie. Eu asta, sunt total iată, de acord. Asta pe mine mă doare foarte mult când văd și falsitatea și ipocrizia care dau dovadă din ambele tabele, atât jurnaliști cât și politicieni și persoanele publice. Eu sunt total de acord în cazul dat. Dar noi vorbim, oricum jurnalistul e cel care e fața, da? Adică el reprezintă oamenii care îl urmăresc. Asta e până la urmă. De ce te-am întrebat în ce constă puterea? Puterea până la urmă dau oamenii politicienilor, dar politicienilor dă oamenii puterea dată, da? Și atunci când apari ca jurnalist, tu trebuie să aperi interesele oamenilor. De și acord. E normal și e firesc că omul vede zi de zi nedreptatea asta, că el mi-a venit pur și simplu, cunosc persoana în cauză, prietor care are Porsche, a lucrat vreo 5-6 ani tot ca prietor. Și eu îmi pun întreb, dar de unde omul ăsta din salariu? Nu e businessman. Trebuie să întâmplă câte autorizații a dat. Da, nu e om de afaceri. Nu și-a asumat niciun risc până acum. Cu ce ocazie, da? Și aici eu cred că asta e foarte important ca oamenii să întrebe. Așa, da. În cazul ăsta, eu la asta m-am referit. Așa, da. Așa-s de acord. Așa dar totuși, de despre autocenzură tu nu mi-ai răspuns. Asta nu e autocenzură. Tu te autocenzurezi când pui întrebări, de exemplu, probabil, invitațiilor? Probabil, da, dar uite... O faci intenționat sau nu o faci intenționat? Sau cum se întâmplă mecanismul ăsta? Autocenzura la mine se manifestă prin a nu depăși anumite linii roșii cu invitat. Aha. Ori fiecare invitat merită niște întrebări. Crezi că chiar oricare invitat merită? Da. Aproape. Bun. Bun. Sunt care abia la început, abia s-au născut ca politicieni sau și-au dispărut loc politicieni. Eu am o întrebare mai târziu legată de oricare invitat. Dar este autocenzura asta. Și asta vreau să vă spun că în funcție de relațiile
hai să le numim personale care le-ai cu invitatul. Dacă okay. invitatul îți vine la ora, de exemplu, emisiunea la 8, el vine la 7:55 și în afară de bună seara nu schimbă un cuvânt cu tine. Foarte rigid, dar foarte rece, foarte distanțat față de tine. Asta e complicat să facem emisiune. Corect, de acord. Dacă nu schimbă un cuvânt, eu am invitat, sau singur invitat, care când spune la revedere și se închide lumina, el pur și simplu se ridică și pleacă. Și imediat pleacă, nici nu așteaptă să-l conduc să se strânge mâna. Dar despre asta în publicitate discutăm. Ok, bine, noi nu avem publicitate, așa că... Știu, mie îmi place cuvântul ăsta publicitate, pentru că eu folosesc des la mine emisiune în obligație. Da. Am înțeles în cazul dat și eu chiar vreau să te întreb, pentru că tu ai vorbit anterior despre faptul că ai avut o propunere de 200.000 de lei de salarii. Și intervine în cazul dat o întrebare firească, pentru că tu și-ai vorbit despre jurnaliști care nu trăiesc din salariu, dar nici trăiesc jurnaliștii. Din salariu. Din salariu. Dar din salariu neimpozitat. Mhm. Păi de asta nu păi e de asta legal. Și spun. Atunci de ce o fac pe sfințe când ies la TV? De ce tu ai refuzat așa o ofertă generoasă? Pentru că îmi pierdeam libertatea pe care o am acum. Dar apropo, ce canal de televiziune era? N-am spus-o nimănui și nu am spus niciodată. Nu, e secret. Strict da, secret. Absolut. Ok. Eu știu că poate sună oarecum incomod, vrei răspuns, vrei nu. Ce salariu are Gheorghe Conța? Bunișor. Bunișor asta cam în cât se încadrează? Bunișor. Între. Nu vorbim strict. Vă spun așa, pentru cei care sunt curioși. Bunișor. Peste 10.000. Peste 10.000. Trece de 20. Olga. Okay. E bunișor. Și te asigur că eu, da. Eu te asigur că dintre pretințele vedete care apar la TV, am un salariu foarte modest. Modest? Da. Mm-hmm. Așa că atunci când îi vedeți pe ăștia că plâng pe, la TV, că vai, ce țară, cum se trăiește, cum se fură, iar noi, poporul, cetățenii, vrem să trăim cu toții bine. Voi vorbiți serios. Olga, știi care e canalul meu favorit acasă? Care? Minimax. Minimax. Și eu mă uit din nevoie, dar nu-i favoritul. Eu la început din nevoie mă uitam. Pentru că eu când schimb la emisiunile politice ale colegilor mei, eu pe mine mă doare cap, eu îmi stric seara. Pentru că eu îi văd pe toți cum mint. Nu mă refer neapărat la colegi, mă refer la ei care spun că fac politic. Uh-huh. Eu nu pot să mă întâi. La TV, bun, la emisiunea mea e simplu, că acolo e a mea emisiune. Atunci, cum tu îți alegi invitații? După ce criterii? În funcție de ce se întâmplă în țară. Olga, noi jurnaliștii ăștia care facem astfel de emisiuni chemăm unii și aceiași oameni. Păi, asta și era întrebare. De ce chemați unii și aceiași oameni? Din când cineva se mai străduie să cheme pe cineva care n-a mai fost pe nicăieri. Și deja devine un pic mai original. Dar asta durează, asta e o ediție pe lună sau o ediție la două luni. Mm-hmm. În rest, să bitem să zic, iată, Andrei Năstase. Azi la mine, mâine la tine, păi mâine la el. Păi, dar nu vă săturați să invitați aceiași invitați? Ei nu splafonează? Splafonează. Poate mai chemați și alții. Știți, este, eu pe mine mulți mă bat pe Facebook, chemați oameni simpli, zic oameni, voi vorbiți serios, asta e tot și o politică. Oameni simpli se duc la colega noastră, Natalia Cheptine. Iată acolo sunt oameni simpli. Ai și tu chiar dintr-o extremă în alta. Eu nu pot. Este tot și o politică. Trebuie să vină politicieni și să vă mintă pe voi, telespectatorii. Eu o să încerc să-i prind în capcani. Aha. Și chem pe toți, din toate tabele, că astfel lumea își fac o anumită concluzie generală. Care minte și care nu minte. Unde a fost prins și unde n-a fost prins. Ok. Ce ar trebui să fac cu o persoană publică, un politician care să nu aibă dreptul la replică? E ca, uite, el după asta s-a discreditat total. Omul ăsta nu mai merită absolut să mai intre la în studioul. La noi, Moldova, așa ceva nu există. La noi au apărut și video și ce vrei. La noi... Dar tu n-ai un criteriu, de exemplu. Eu, de exemplu, invit cine îmi place mie, da? Și eu chem cine vreau eu. N-am să-i invit cine mie nu-mi place. Și asta e moftul meu.
Da? Pentru că eu cred că atunci când promovezi pe cineva care nu merită, oricum oamenii se uită, oricum oamenii îl memorează, sedimentează acolo în căpșurul lui și face un rău. Să dau un sfat. Da. Te pregătești mai prost pentru astfel de emisiuni, dacă îmi spui și invitatul. Și atunci emisiunea e proastă. Și telespectatorul nu spune că tu ești prost, dar pe politician ați lăcat prost. Da? Și scăpa de el. Dar trebuie să-i chem, pentru că sunt lideri. Oamenii votează și... Pe de o parte, oamenii supără câteodată, de ce chem pe ăsta? Oamenii buni, nu eu l-am votat. Poporul l-a dus în Parlament. El a făcut lider, voi l-ați făcut lider de partid. Ok. Eu nu pot să satisfac pe toți dintr-o singură ediție. Eu înțeleg că este la modul persoană, de exemplu, într-o perioadă anului, da? Eu înțeleg că voi vreți să o chem pe acea persoană și pe deputații acelei persoane în fiecare zi. Dar haideți să fim serioși. Nu eu nu mă refer la asta. De exemplu, cine tu? Dă un exemplu, n-ai invitat niciodată. Uite, persoana asta pentru tine e persoană non-grată. Indiferent că el are mare rating la oameni, că e foarte cunoscut. Uite, tu crezi că omul ăsta nu merită să intre în studioul Puterea Patra? Nu știu dacă am așa politicieni. Noi. Atunci eu am să te întreb direct. De ce îl inviți pe Vladimir Voronin la emisiunile tale? De ce nu-l invit? Nu-ți pare că el de acum s-a plafonat? E un bătrânel care a făcut multe greșeli în politica noastră și care de acum e timpul să cumva să pensioneze. Voronin Orunin se duce, are cea mai mare rating. Aha, totuși ratingul contează. Și la Voronin lumea se uită. Iată, sunt oameni care tot așa critică cum e criticat-o acum. Dar eu n-am criticat. Eu nici scriu. Măcar cu... De ce îl chem iarăși pe Voronin? Și după asta te uiți la rating și spui, de ce? De atâta. Că voi vă uitați, nu eu. Dacă lumii nu i-ar plăcea, nu s-ar uita. Eu am ratinguri foarte catastrofale, de proaste, cu politicieni. Și acolo e clar, asta arată că oamenii nu vor să-l mai vadă. Nu vor, dar pe Voronin vor. Dar tu înțelegi de ce vor pe Voronin? Carismatic. Omul totuși a fost 8 ani președinte. Dar ți pare că el mai spune câte una de asta, 2 metri de bulbuș și asta dă bine la public, dar asta nu înseamnă că el a spune dacă ceva. Dacă el o spune natural. El ceea ce crede, ce el spune. Asta e diferența dintre el și cei care se antrenează ce spun. Noi avem mai mulți politicieni la Chișinău care îi se antrenează în fața oglieză ce spune original, ca lumea să prindă, să-i placă mai tare de mine. Uh-huh. Vom spune ceea ce gândește. Da. Ție nu-ți pare că după cazul acela cu 7 aprilie, el s-a discreditat într-atât încât nu mai merită să fie luat... Dar ce a fost pe 7 aprilie, Olga? Da, chiar eu vreau să știu părerea ta. Tu ai fost la proteste. Eu am fost reporter în ziua aia și eu am fost acolo dimineața până în seară. Dar în general la proteste ai fost? Nu. În viața mea? În viața ta. Nu. Eu am fost reporter toată viața mea. De când sunt de la 22 de ani. Da, ai vrut să mergi vreodată la protest? Da. Ca cetățean, da. Pur și simplu? Da. Când? În 2015, când Năstase a început protestele. Uh-huh. Înseamnă că ai o atitudine nu chiar bună față de Plahotniuc. De Plahotniuc sau de bine sau de loc. Da, chiar așa. Numai că n-aveam, că omul lui s-a urcat la cap serios de tot deja. Uh-huh. Da, i-a gestionat așa de bine. Pe un prăștiat, pe toți, s-a spus că vreți să alegeți președintele de popor? Ok. Și-a două zi, toți s-au împrăștiat și-au început să certe cine să fie candidatul. Renato okay. Sată a început să certe cu Dodon, Maia Sandu cu Andrei Năstase. Acum, revenind la actualitate, ce se întâmplă în țara noastră? Nimic deosebit. Politic vorbim. Tu ești jurnalist segmentat, cum ar fi, pe domeniul politic și de asta tu toată ziua vezi politicieni. Tu, care e percepția ta? Ce se întâmplă acum? O să avem alegeri anticipate? O să fie proteste mase în viitorul apropiat? Cum tu prevezi? Eu nu văd nimic deosebit în ceea ce se întâmplă în Moldova. Este aceeași luptă pentru puteri. Hai să ne abținem de la texte, că e pentru binele poporului. Asta deja pe mine mă plictisesc din 91 încoace. Dar sună așa oficial. Dacă să mergem strict pe cale legală, eu întotdeauna am zis, anticipate nu o să avem. Nu ai cum. Dar proteste, crezi că o să fie? Da, dar nu masive. Nu o să fie masive, crezi tu? Pentru că și oamenii s-au obosit deja. Și oamenii
Oamenii vor ca ăștia să apuce de lucru. Măcar ceva, mai ales după un an ca 2020 și 2021, noi deja suntem în martie, deci două luni deja le-am pierdut în zădar. Și se pare că o să ne pierdem câteva luni. Știi, eu mă uit la emisiunile tale, unele dintre ele chiar îmi place foarte mult, unele mai puțin. Mulțumesc. Dar n-am înțeles până acum și cer să-mi zici, eu am observat o binevoință, adică n-ai fost atât de echidistant ca de fiecare dată în cazul fostei ministre Dumbrăveanu, ministra sănătății. Am observat câteva postări, adică da, și tu ai făcut-o în mod deliberat, absolut, foarte sincer, direct. De ce ai făcut asta? Atât de mult ți-a plăcut de profesionalismul ei, de calitățile ei umane, sau care a fost motivația ta? Calitățile ei umane, în primul rând. Doi, eu femeia asta personal n-am cunoscut-o niciodată, eu numărul de telefon nu-l aveam niciodată, eu invitam la emisiune doar prin intermediul serviciului de presă. Deci, excludem din start chestia că ar putea fi ceva de ordin personal. Eu știam, eu vedeam după ea ce emoții depune pentru a lupta contra acestui COVID. Mulți se săreau în cap, crezând că trăiesc într-o țară gen Statele Unite, unde acolo în general s-a ajuns la milioane de decese. Vezi că aici nu e chestie, poate emoțional femeia era bine intenționată. Eu asta așa, nici nu pun. Dar sistemul e prost și toate oamenii spărgeau de capul ei. Dar capacitatea ei de a gestiona... A ei sau a sistemului, Olga? Așa, ei și a sistemului. Dar acum ce? E mai bine? Ea nu e din decembrie. Și au scăzut numărul de cazuri de COVID. Da, cum era așa și este. Deja e mai bine. Cum este așa și era. A început o nouă creștere, parcă am ajuns la 200-300. Dar tot practic s-au împonăvit. Azi avem 1600. Păi da, erau la început. Știți deja care, ce se spune la televizor? Devine noua tulpină. Pe bune? Dar parcă până de mult era gestionarea proastă. Acum deja noua tulpină e vinovată. Deci eu nu spun din propria mea, uite, părerea mea, eu stare deșteaptă. Puteu să sară în capul chicului de domnul Maierul Nemerencu cu evrei. Dar unii femei pe care o pui în fruntea unei instituții proaste, care e moarte de la sine sau... Dar ție nu-ți părea mai corect din sistem să o ia pe femeie, cei care cunoaște toate... Ce cunoaște? Ce cunoaște? Toate... Trebuie să fii manager. Manager, dacă vrei să știi, cei mai buni oameni de afaceri sunt medicii. Eu, cei care am cunoscut oameni de afaceri, am cunoscut foarte, foarte buni. Eu nu cunosc, oameni de afaceri foarte bogați și niciun dintre ei nu e medic. E ca, care în afară de stramon, nici habar n-am nimic de altceva. Și asta e după vinerea noastră. Pentru că medicii, e o meserie, a fi medic nu e foarte simplu și toți cei care devin medici sunt foarte inteligenți. Dar acceptarea, înțelegi, oamenii trebuie să te accepte când apare în fața lor. Dar cine nu a acceptat? Facebook-ul? Nu, chiar oamenii din sistem. Eu am discutat cu foarte mulți oameni care din sistem, medici. Că eu tot eram, nu avem o părere clară, dar după ce am discutat, mi s-a spus foarte clar că dumneavoastră nu cunoaște lucruri elementare, cum zice, și așa e problema gravă. Tu corect ai spus, sistemul e foarte proastă și tu încă mai vii și nu cunoști toate nuanțele. Ce și care ai vorbit tu, sunt membri de partid? Nu sunt membri, chiar sunt oameni destul de onești și corecți. Adică de asta și eu n-am înțeles poziția ta. Zic, ori tu, pur uman, ți-a plăcut de omul ăsta ca om. Și-mi place. Dar asta nu zic că posibil. Noi toți suntem oameni și ne place cineva mai mult sau mai puțin. Dar aici e vorba de calitatea ta de jurnalist când vii cu o judecată de valoare. Ok. Se acceptă. Eu înțeleg că noi toți avem preferințele noastre și asta e normal. Dar eu cred că a fost o gestionare destul de, nu chiar bună în din schimb, start. Acum e ok. Acum, da, acum e minunat. A fost, știi? Adică nu acum s-a schimbat absolut acum nimic. Acum e totul bărăgat omul cu COVID-ul prin Chișinău. Nu, nu e, dar e... De ce? E un alt subiect. Păi, aici mai larg. Acum, da, doamna lui. Nu-i doamna, dar oricum s-a scăpat. Moștenirea ei, da? Moștenirea ei. Nu moștenire, s-a scăpat din start situația de sub control. Da, nu s-au luat deciziile corecte și... Dar și mi-o țară în afară de Coreea din Nord, unde se ține sub control? Nu, vorbesc de... De ce? Fi luat măsuri măcar de prevenire, știi? Adică nu s-a fi permis din start... Ca în ce țară, Olga? Hai, ca în ce țară? Deci chiar și în România, sunt mai puține cazuri de COVID decât în Moldova. Dacă să luăm de pe cap de locuitori, da? Chiar într-o zi văzusem, citisem o știri că, adică în România mai bine s-a gestionat, chiar dacă s-a criticat. Și tu știi că în România s-a gestionat mai bine.
Olga, dar ai grijă ce surse mass-media folosești. Dar ce dati tu ai? Peste tot în lume e strașnic. Peste tot în afară repetă două. Okay. Repet, Coreea de Nord. Coreea de Nord, acolo e ok. Acolo nu e niciun caz. Și în Belorusia tot. Acolo, în Belorusia este. Sunt foarte multe cazuri. Foarte multe, la nivel oficial. Prima lună, Lukashenko nega caz, spunea că nu, până la urmă a luat-o și el. Păi despre asta și vorba, pentru că nimeni nu era pregătit, dar veneau cu... Ți-ai minte, ți amintești cum spuneau că ca în România e mereu situația ca Moldova? Ți amintești de Chicu când spunea că, uite... Noi despre Chicu vorbim despre Dumbrăveanu. Și Dumbrăveanu, păi de erau în aceeași tabără, nu? Că nu eram eu în tabăra lui Chicu. Nici pare că doamna în Dumbrăveanu era ministru, făcea parte din cabinetul de ministri al lui Chicu, nu? Sau eu ceva, nu știu. Aici mergem ca în ideea că toți cei care au lucrat pentru stat în perioada lui Vladimir Pahotniuc trebuie împușcați în Piața Mare Națională? Te duci în extremă. Eu vorbesc chiar asta echipă. Este logica unui părere, de apropo, de la Chișinău. Eu n-am așa părere. Eu am părerea că trebuie să fim destul de echilibrați din toate domeniile. Dar ei erau un cabinet de miniștri care luptau împotriva crizei date. Da? Ei erau o criză. Și toți erau o echipă. Corect? Da. Așa. Păi despre asta și vorbeam acum. Și am încercat să înțeleg care e părerea ta și care e opinia ta. Ai o reacție puțin așa negativă și înțeleg cumva te-a atins subiectul, da? Dar asta nu e subiect de știri. De acord. Tu în fiecare emisiune te cufruți cu politicieni de diferit calibru, mai importanți, mai puțin importanți. Și unii sunt foarte abili în confruntări și în dezbatere, alții mai puțin. Uite, te rog să faci o scară, un sondaj al tău propriu. Care politician din Moldova are o abilitate de a te confrunta în emisiune, de a fi foarte combativ și de a ieși din orice situație foarte abil? Mi-e tare mult îmi plăceau emisiunile cu președintele Partidului Democrat, Marian Lup. Pentru că pe el îl întrebaia despre simplu fapt, cum vă numiți? Da. El începea să răspundă despre cum a apărut pe lume Cim Mișlia. Ei, nici chiar așa. Eu mă refer de oameni interesanți, carismatici. El era foarte bun. Dar ideea lui care era? Tu întrebai-ți Plahotniuc, da? Și vrei să-l prinzi în capcane. El te ducea pe tine prin niște dealuri. Tu uitai ce ai întrebat. Și tu pur și simplu scăpai. El scăpa din întrebarea ta provocatoare. Și tu treceai la următoare. Și el nu răspunde la nimic. El miza pe memoria scurtă. Tu tot timpul trebuie să te concentrezi foarte atent la răspunsurile lui. Cu el mi-e tare îmi plăcea emisiunile. Pentru că trebuia să fiu foarte atent cu el. Dar unul mai carismatic, să spunem, mai combativ, așa, nu atât de sofisticat. Dar nu știu dacă am cineva care așa e... aplaud și ies după emisiune și deschid o șampanie. Uite, știi cum la ruși este Jirinovski. Toți știu că el în dezbateri e mare, el iese din orice situație, adică reușește să aibă răspuns la fiecare întrebare. Pe dânsul n-a la stupe, adică nu-i închis gura cu ce-a fi. Uite, în Moldova există așa politician care nu-i poți să închide Andrei gura. Andrei Ancandu foarte repede a învățat. Foarte repede a învățat. Eu țin minte primele mele emisiuni cu el, picană orice capcană. Că e de simplu capcană, întindeam în toate pica. Uh-huh. În ultima vreme, pe bune, trebuie să fiu foarte atent cu dânsul, să gândesc mult. Eu, înainte de emisiune, cum fac eu scenariul, de obicei cu așa oameni? Nu gândesc doar ce întrebare se pun, mă gândesc ce o să răspunde la întrebarea asta, ca să-l bat cu sub întrebare. Iată, el e binișor, el foarte repede a crescut din punctul ăsta de vedere. Alții au nevoie de mulți ani. Uh-huh. Și numai ajung să fie buni, și termină cariera politică, da. Și au plecat la pensie. Au plecat, da. Este, am observat și eu fenomenul ăsta și să te rog acum să-mi spui, uite, cât un politician caracterizează într-o frază sau într-o propoziție, dacă mai mult nu pot spune, Maia Sandu. No comment. Nu? Un cuvânt. Igor Dodon. X. Și nu cred că va mai fi prezent. În politică, în general? În marea guvernare.
Marea Guvernare. Uh-huh. Usată-i. Viitor speaker. Viitor speaker. Al Parlamentului. Uh-huh. Candu. Finu. Finu. Și o să rămân așa cu chestia asta de fin, da? Așa crezi tu. O să mai revin în politică. El nici n-a plecat, el este. A, cine, Plahotniuc? Candu. Dar el nici n-a plecat din politică. Nu, dar o să mai fie, adică în viitorul parlament, asta mă refer. Că el este, noi știm, dacă o să fie, asta e altă întrebare. Nu cred. Nu crezi, da? Crezi că s-a încheiat cariera politică când aproape nici n-a început foarte bine. El a avut o carieră foarte bună. Foarte bună. El a fost și ministru, și de parlament. Uh-huh. Și deputat, și vicepreședinte de parlament. El a fost foarte bine. Ok. Doar că vremurile se mai schimbă. Da, tu ai spus într-o emisiune că în țara asta trăim prost, sărac și așa o să fie. De ce? Lucrurile chiar nu pot fi schimbate? Poate că și pot, dar nu cred. Este tare complicat. Tu ai spus că sistemul papă. Fără industrie, fără investiții masive din afară, fără investiții serioase, nu facem nimic. Chestia asta, corupția care îți vorbește chiar că îl închidem mâine pe Dodon și pe Maia Sandu și pe toți într-o pușcărie. Și păi de Maia Sandu n-am auzit de nimeni zic că eu nu vreau să frec numai nu unii, da? Să batem pe toți sau nu batem pe nimeni. Asta sunt aberații. Aici trebuie bani din afară, masiv să vină. Păi, dar tu crezi că în Moldova nu sunt bani și nu crezi că îi împăpăm cu toții? Adică o bună de consum. Investitorii serioși nu vin pentru că este Transnistria. Păi și nu doar ceilalți investitori nu vin pentru că la noi cum schimbă guvernarea, schimbă și politicile de stat. Mă refer la cele economice, da, sau cum se numesc ele macro. Atunci ce ar trebui să se întâmple ca să schimbe sistemul ăsta? Nu suntem noi sistemul până la urmă. Păi asta. Noi suntem veniți. Totuși, cât de români am fi noi sau unii dintre noi și cât de tare am fi unioniști unii dintre noi, până la urmă tot din Uniunea Sovietică venim și sângele ăsta. Da, dar vezi că eu am aici, chiar mi-am amintit acum de un exemplu. Noi vorbim de sistem, corupție, dar sistemul se schimbă. Uite la amenzi. Faptul că s-au pus amenzi în cazul șoferilor care beau la volan, a scăzut rata celor care se urcă la volan beți. Înseamnă că... Din erau cifrele astea? Dar nu sunt cifre, sau chiar vorbisem chiar că într-o emisiune, probabil, stai cu cine vorbisem, că... Dar e cunoscut lucrul ăsta, e foarte cunoscut că lumea... Dar eu știu că din contra, nu că din contra a crescut, dar nu s-a schimbat. Nu a crescut, din contra, eu pe care îi cunosc, nimeni nu bea la volan, adică toți știu că e amenda mare, ți-a permis și ai probleme. Înainte, când eram eu un student, îmi amintesc că mare parte oamenii, dacă au băut un păhărel sau două, oricum se urcau la volan. Și eu am văzut schimbarea asta de atitudine, prin faptul că s-au pus amenzi. O mică, adică e doar o chestiune mică, dar a schimbat mentalitatea oamenilor. Eu nu știu de cifrele astea, dar eu știu cum e adevărat. Eu nu am cifre, dar eu mă uit pe oameni, cum ei reacționează și cum ei și-au schimbat percepția. Ca și cu medicii, da? În ce sens? Cu care ai discutat. Dar tu n-ai observat chestia asta. Dar nu este chestia asta, sunt date statistice. Nu, și că, care ce vin de la asta? Ministerul de Interne da, anual. Da, și spun datele statistice ale tale. Ca așa cum moldovenii beau și urcau la volan. Așa și fac în continuare. Uite, eu chiar am să mă documentez mai mult pe subiectul dat, pentru că nu pot să vin chiar acum în fața ta. Oră, să-mi iei datele. Chiar te rog frumos, pentru că eu văd din anturajul meu oameni care înainte consumau alcool la volan, acum nu mai consumă, că amenziile s-au mărit. Asta e toată oameni chestia. Responsabili, bravo lor că au conștientizat. Aveai prieteni, dar la general nu s-a schimbat nimic, așa și cum nu se schimbă nimic în 30 de ani. Dar ce ar trebui să facem? Jurnaliștii sunt corupți, politicienii sunt corupți, oamenii au mentalitate sovietică, atunci ce-i de făcut? Ne luăm cu toți geanta și am plecat? Sau care soluția în cazul dat? Tinerii care au plecat ar fi bine să revină cu studiile care le au, să investească în nouă mentalitate. Tare complicat cu cei care au rămas. Apropo, ce părere ai tu despre, în general, istoria Moldovei?
care, ceea pe care mă promovează Dodon sau ce de la UMS? În general, istoria pe care tu ai studiat-o și care tu o percepi ca fiind adevărată. Tu ai o opinie doar. Că nu am înțeles întrebarea. Tu ești conectat informațional la viziunea și percepția ta românească sau rusă? Tu serios? Da, pentru că la noi e o dilemă foarte veche. Dilemă? Asta nu e dilemă. Și asta nu e dilemă, asta e motiv de scandal. Și motiv de a face zâni între oameni. Păi da, și despre asta și vorbesc, că oamenii discută pe subiectul dat. Și faptul că nu cunosc realitatea și nu văd în integritate, îți faci și delimitarea asta. Eu vorbesc limba română, eu sunt moldovean. Tu ești moldovean? Așa este. Nu ești ancorat total Nu sunt ancorat nici total și nici parțial, nici înghies, nici... Identitate, etnic, cine ești tu? Moldovean. Așa. Și vorbesc limba română. Și vorbești limba română. Și punctul. Și punctul. E chestie foarte interesantă. De ce e chestie interesantă? Nu e nimic deosebit în asta. E chestie absolut normală. De ce eu trebuie să fiu în tabăra sau unora sau altora? Nu, adică tu cum te percepi? Asta mie mi-e interesant. De obicei, de ce oamenii așa, care de spun... De ce crezi că răspunsul e interesant? E foarte interesant. E banal. Crezi că e banal? Da. Pentru că noi, jurnaliști, când am învățat la facultate, în mare parte eram ancorați în, spunem, valorile românești. De asta și te întreb pe subiectul dat. Și în mare parte, eu, de exemplu, mă percep, da, să trăiesc în Moldova, dar este de etnie româncă, cum ar fi. Adică, oricum, eu vorbesc limba română și noi suntem în arealul ăsta românesc, informațional. Eu așa mă percep, adică, pe mine. Asta încercam să aflu de la tine. Cum tu te percepi? Pentru că noi vedem în societate că unii îs pro-est, alții îs pro-vest și... Și tot asta știi încercăm, inclusiv la cum se numește limba și tot așa se numește limba. Dar de ce o străim mai bine? Deci când o străim mai bine? Păi nu o să învățăm. Păi aici e toată chestia. De asta și ți-am pus întrebarea asta. Dilema asta o să mai continue? Sau asta e cumva legată de sărăcie sau nu e legată? Faptul că noi... Faptul că noi identitar nu suntem siguri cine suntem, asta se numește în psihologie copilul abandonat la casa de copii, da? Acel care toată viața caut cine e el. Și așa și noi, adică noi toți suntem în căutare cine suntem noi. Poate să punem punct cine suntem noi, să recunoaștem uite asta și să mergem mai departe. Dar cum să recunoști? Dacă spui că... Cum să recunoști? Trebuie să spui la unul care se consideră român că el e moldovean și el îți taie gâtul. Dar unul e moldovean, dacă îi spui că e român, el îți taie gâtul. Dacă îi spui unul rus și tot așa mai departe, păi tot super. Păi, dar noi suntem până la urmă moldoveni, români. Adică... Așa, da, ok, moldovean, român. Hai și spălăm în primul rând trotuar, ok? După care o vedem. Dar vezi că aici, de fiecare dată, spui, punctul asta de poticnire. Pentru că ciobenii care ne conduc pe noi atunci când văd că este o nișă liberă, gen, opa, ceva s-a eliberat în partea unionismului. De azi eu sunt român. Și merge. Și noi ca oile. Apropo, ce părere ai despre curentul unionist acum? El continuă să crească din cauza faptului că... El crește? Mie îmi pare că el e într-o amorțire. Nu, liderii pur și simplu nu sunt. Dar ei toți sunt la pas. Curentul ăsta. Și el o să crească din cauza faptului că... Cât mai prost o să trăim, cu atât mai mult lumea o să vrea în altă parte. Păi, dar în altă parte, în sens că în România, în sens că da? Unirea cu România, da. Unirea cu... Eu... Ca și problema transnistreană. De ce ei nu vor... Pentru că dacă noi am trăit pe partea dreaptă a Dnistrului frumos și da. Bine, acolo ar începe niște mișcări. Corect. Evident. Ei, când văd ce se întâmplă, da, care e diferența de Tiraspol și Chișinău? Bun, eu mă refer. Este diferența acolo, tot și încă Uniunea Sovietică. Dacă tu ai atins subiectul ăsta cu Transnistria, tu crezi că în Moldova există coloana a cincea? Și cum ea se manifestă public? Eu cred că ea prea mult se vorbește la subiectul ăsta. Eu cred că prea mult se exagerează la subiectul ăsta. Se exagerează totuși. Uh-huh. Bineînțeles că fiecare stat mare prin țările lor, au prin țările vecine și au oameni lor, agenții lor de influență, dar eu cred că prea mult se vorbește la subiectul ăsta și prea mult atenție se acordă. Crezi că nu are nicio influență? Chiar atât are influență, super, prin politicieni. Dar
e și vina politicienilor. Și după asta, la rândul nostru, e vina noastră, pentru că pe ei credem. Corect. Și se formulează un cer de asta care nu se mai încheie niciodată, din păcate. Totuși ești fatalist. Mă gândeam, când pregăteam emisiunea, mă gândeam, ești fatalist sau nu ești fatalist? Dar se pare că ai o doză de fatalism, asta poate și normal, oamenii raționali și super raționali, ei de obicei pragmatici au chestia asta. Deci compliment îmi faci în timp, în emisie direct. Da, eu spun ceea ce văd. Mulțumesc. Sau ceea ce cred. Uite că prima parte a emisiunii s-a încheiat. Vreau să-ți propun să accepți 8 întrebări cu Helga, un mic chestionar și să vedem ce o să ne spui. Hai să încercăm. Hai, să vedem. Cu ce se asociază copilăria ta? Cu ce gust, miros, poate emoții? Cu tata. Tata, vizual cum? În ce sens tata? Hai să ne limităm la răspunsul ăsta. Ok. Mulțumesc. Există dreptate. Ce înseamnă pentru tine acest cuvânt, acest termen? Dreptate. Tot ce spun eu înseamnă dreptate. Da? Tot timpul ai dreptate. Chiar, chiar și atunci când am dreptate, eu oricum am dreptate. Nu, nu sunt capaț, nu sunt berbec. Nu? Dreptatea este... Poate nu ceea ce cred majoritatea că trebuie să fie, că este. Sunt de obicei sau de... Ești desigur... justițiar de genul tău, de felul tău? Nu. Nu ești justițiar. Adică pentru tine nu contează să fie dreptate, corectitudine. Ei, stai un pic, este diferență. Trebuie să fie corectitudine, trebuie să fie dreptate, dar nici chiar să o fac și procurorul, judecătorul și avocatul și încă și pe jurnalistul deștept în emisii direcție. Să-l dește mă sună. Da, sunt. Crezi în teoriile conspirației? Nu. Ce friceai? Ca toată lumea, de moarte. Nu mai e frică de moarte? De altceva ce poți să mai temi. Da. Ce vrei tu să ascunzi atunci când îți faci, când îți creezi imaginea de dur, arogant în emisiuni? Așa ești sau ascunzi o vulnerabilitate? Eu nu știu dacă sunt așa, asta să spună cei care mă cunosc. Doar că eu nu le permit politicienilor să sunt mai bine decât mine. Eu înțeleg că ei sunt politicieni și sunt bogați și sus, dar ei pentru mine sunt alți. Dar mâine ei nu sunt. Eu câți premieri am văzut la mine în studio și câți o să mai văd, șef de stat, care vin și se duc, dar eu tot sunt pe loc. Și eu îi chem pe următori. Iată asta nu vor să înțeleagă politicienii de la Chișinău. Că ei sunt pe perioadă și gata. Cum înțelegi tu importanța de sine? Măi, Olga, măi. Nu știu cum o înțeleg. Sau nu înțelegi? Nu înțeleg, probabil. Hai să nu înțelegem, dar dacă nu înțelegi, mergi mai departe. Contează ce spune lumea. Adică ce spun oamenii din jurul tău, contează? Contează, dar cu timpul te obișnuiești să mai faci abstracție un pic. Uh-huh. Apropo, de ce masa ta așa e de mare la puterea patra, dar scaun, ori scaun nu e mic, ori masa e mare, că eu nu înțeleg. Am să vorbesc cu patronii și am să-i rog să schimb pe studio. Mă rugat zilele astea, cineva mi-a propus, hai să schimbăm studioul, un coleg de lucru, dacă nu greșesc. Hai să schimbăm studioul, să facem niște reforme. Zic, tu crezi că emisiunea o să fie mai bună dacă noi schimbăm studioul? Tu crezi că eu am spus la minte și întrebările mele o să fie mai deștept? Studioul nu contează. Dar cu masa este o problemă, probabil. Adică mie mi se așa o cu fotoliu e problemă. Apoi eu n-am înțeles. Masa e prea înalt sau fotoliu e prea jos. N-ați găsit-o numai înalt. Noi le-am comandat online. Le-am văzut și am zis că e ok.
Aha. Dar ele nu-s râdnic sus. Păi că Emilia se râdnic. Tu rec personal el e probabil. Da, personal. Dar noi ăsta am zis că hai online, astea-s bun. Că pe mine tot m-a întrebat oamenii ăsta, că eu n-am întrebat pe Gonța, deci stai așa jos, masă așa de înaltă. Și o altă întrebare tot de la oamenii care au zis că tu când îți pune o întrebare pe pagina de Facebook, le răspunzi la un, eu nu știu, n-am văzut, de asta nu pot să mă, auzi că m-ați să iubit. Tu așa spui? Eu înjur. Înjur și scrie chiar. Da. Aha. Și acolo era o doleanță, nu mai spune așa. Ce scuz? Ce scuz? La oameni, la doamne. Doamne, dacă e doamnă, cu atât mai mult în ce scuz. Era o doamnă și destul de ok, dar adică părerea ta. Ce este, ce sărbătoare de suflet ai care o sărbătorești de când ești mic cu mare plăcere? Ziua mea de naștere. Olga, da, serios, ziua mea e 16 martie. Cum vine anul nou, trece sărbătoare, da? Începe nouul an, apoi eu deja încep să mă gândesc ce fac de ziua mea de naștere. Doar că recunosc, asta a fost până la 35 de ani. Când am făcut 35, mare entuziasm deja cu ziua mea de naștere. Na, bun, anul ăsta fac 37. Oricum, o să petrec eu bine, este o problemă. Emisiunea pică marți, ziua mea pică marți, că nu am emisiune. Și nu știu ce să fac. Ia să faci la emisiune. Nou format, azi e nou format cu Gheorghe Gonța. Mâncăm și beam și cântăm. Apropo, lumea s-a uitat mult, da, nu mai mare interes. Da, tot în viitoare facem la oamenii de naștere emisiune. Să uite lumea. Uite, apropo, ce părere ai tu? Eu iar de curând am auzit așa o expresie. Îi duceau pe tata și pe copil în lagăr de concentrare. Și copilul întreabă, tata, tata, unde mergem? Zic, eu nu știu, eu sunt politic. Ce părere ai tu despre expresia dată? Și de fapt că și mulți politicieni spun că sunt politici. Nu spune că sunt politici. Ei, în mare parte, adică persoane publici sau persoane care se implică în politică, își zic că ei sunt politici. Eu nu vreau să dau nume, dar... În țara asta sunt și oameni frumoși și deștepți, care chiar n-au nicio treabă cu politică, deși sunt foarte bogați și business legal. Pentru că odată ce te implici în politică la Chișinău, deja e... Să rămână doamna Durleșteanu, numai anunța că e posibil să fie candidat extraordinar, când s-a băgat, au lansat. Eu mă mir cum de femeia asta încă e vie, în sensul moral. Așa că ăștia cu apolitici, dacă care se implicați, să abțină de la astfel de cuvinte. Când ești apolitic, lumea nici nu te cunoaște, tu existi în general. De tot să înseamnă a fi apolitic. Dar în general, de expresia asta, ce părere ai? Tu crezi că e cumva reflectă realitatea din Moldova? Nu, pentru că într-o țară săracă, cu cât e mai săracă țară, cu atât mai mult lumea vorbește despre politică. Pentru că vor să afle când, ce, tot, să dea vină pe cineva. În țările normale despre politică se vorbește în ajun de lege. Că atunci trebuie. Deci, mie, mama mea muncește în Italia, adică în 2004. Și mi-mi povestea cazuri din familie italiene, cum discută soțul și soție. Că eu am să votez partidul tare pentru că el pledează pentru reforma în educație. Iar celălalt partener, deci eu am să votez pentru celălalt partid pentru că ei pledează pentru reforma sănătate. Înțelegi? Discuții. Că astea sunt discuții. Păi da, de asta și vorbeam că există politică da, reactivă noi... și politică activă, da, normală, strașnă. Că oamenii se discută pe subiecte de importante, cum să îmbunătățim... Dar și noi, jurnaliștii, am așa de tare de gădat. Vine un politician și îl numește pe alt politician tâmpit. Da. Al doilea spune în replică că ăla e tâmpit. Și după care noi dăm replică la replică. Corect. Nu, tu totuși ești tâmpit. Și atât, faci-mi că așa știri. Bun, eu acum am dat un exemplu foarte simplu. Da, este jurnalist și politică reactivă, în care oamenii reacționează pe moment la... Și cum e să uită, știi, tu ai văzut cum el l-a numit pe celălalt tâmpit la emisie directă. Da, maladea. Și audiența are mare, foarte, nu? Foarte. Așa. Jurnaliștii aproape tare apreciază când adânși în emisiune sunt înjurături. De asta și tu îl inviți pe Vladimir Voronin. Voronin nu jur. Voronin a înjurat o singură dată. Cu dată a întrebat ceva despre usatei și am început să înjuri. Nu, a spus el mai multe ori. Am început să înjuri, Olga, și eu primele secunde da, eu n-am înțeles. Pentru că eu prima dată în emisie directă am auzit așa ceva și eu primele secunde credeam că nu cred, adică nu înțelegeam ce zici. Și când mi-a dat seama ce a spus, zic, opa. Da, eu am auzit, apropo, tu nu ai vrut să-mi spui într-o frază despre usată, el crezi că o să aibă
carieră politică de lungă durată sau de scurtă durată? Da, el o să mai stea. O să mai stea, da? El o să ajungă în Parlament și el o să spună Partidului Acțiune și Solidaritate sau Partidului Dodon, fie eu ajung speaker, fie eu mă duc cu celălalt partener. Totul va depinde de USAT. Da, interesant. Evenimente ne așteaptă? Dar nimic deosebit nu ne așteaptă. Ca pe toate vremurile. Și care diferență? Doar că schimbă actorii. Dar teatrul rămâne același. Da, și tu ce rol ai în teatrul ăsta? Să-i invit oamenii, iată pe actorii și să-i invit, să-i formuleze întrebări și cetățenii să gândesc. Pe ăsta îl bag, îl fac speaker sau pe celălalt îl fac speaker? Pe Șor îl fac speaker sau pe USAT îl fac speaker? Da, Șor, crezi că o să mai fie? Complicată e. Nu știu dacă mai revine vreau. Nu mai revine, da? Nu cred să-l revine. Eu sper să nu mai revină. Cel puțin politicienii care corupți și care planează asupra lor chestii de corupție n-ar trebui să facă parte din politică și noi ar trebui să dăm nota ceea care standardul la care se ridică politicienii sau din contra, sunt sub nivel. Eu asta cred că într-adevăr este rolul jurnalistului. Dar eu pe ultima sută de metri vreau să te rog să continui fraza. Adevărul este... La fundul mării, dar și acolo peștii mari mănâncă pe cei mici. Aha. Asta e răspunsul și la dreptate. La întrebarea cu dreptatea. Să înțeleg eu. Așa că nu există dreptate. Și nici adevăr. Există. Dar trebuie să fii foarte rațional și să te informezi bine. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația de astăzi. Eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu mă așteptam că o să fie emisiune foarte ușoară, dar a fost o emisiune grea. Da, mie mi s-a părut foarte ușoară și mi s-a părut foarte deschis tu. Adică din start eu credeam că să mă întrebi când ai început să lucrezi în presă? Cum e să fii jurnalist? Cum te cheamă? Câți copii ai? Eu de femeie nu te-am întrebat pentru că ești căsătorit și nu ți-am pus întrebare pentru că am auzit că ești misogin, dar pe urmă am auzit răspunsul tău și mi-a plăcut, că adică am văzut altă misiune cu soția ta și mi s-a părut foarte, foarte frumos și ok și zic... Misogin eu? Da, într-o emisiune cineva ți-a pus întrebarea doamna asta. Doamna Brașoveanu. Da, doamna Brașoveanu, corect. Da, de mult. Nu, și eu am replicat și am explicat. Eu știu de unde puteți să vină întrebarea asta. Da, și am mai auzit din colegi și faptul că îți plac fetele și eu zic, e ok, asta e chestie normală. Normal că îmi plac femeile. Da, plac femeile, de asta și am zis că nu-ți pun întrebări de genul ăsta pentru că e o chestie personală și chiar fiecare... Poți să mă întrebi, îți plac femeile? Da, îmi plac femeile. Eu înțeles că îți plac femeile dacă ești căsătorit și ai doi copii. Mi s-ar părea o întrebare prostească în sine. De asta și nici n-am continuat subiectul dat și te-am văzut altfel, mai deschis. Mai puțin arogant. Am văzut partea ta umană, ceea ce mă bucură și sper să schimbi viziunea ta legată de viitorul Moldovei și una să fii mai optimistă. Mulțumesc tare mult pentru invitație. A fost o plăcere. Și pentru mine. Seară bună, ne vedem data viitoare, tot la 19:30 cu Adevărul cu Helga. La revedere. Seară bună.